Bună ziua din nou, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții, cititorii fideli ai editurii Herald. Astăzi vom vorbi despre o personalitate marcantă care a schimbat istoria Indiei, este și supranumit de altfel Părintele Indiei Moderne, Mahatma Gandhi. Vorbim în cadrul campaniei inițiată de editura Herald, 10 autobiografii care te dezvoltă, o campanie începută pe data de 30 aprilie, care va ține până pe 10 mai, iată 10 zile în care puteți intra pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, și puteți achiziționa cărțile din colecția Autobiografia cu o reducere de 40%. Tocmai pentru că am văzut un interes crescut din partea dumneavoastră, din partea cititorilor, pentru aceste cărți din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat istoria omenirii, care au schimbat fața umanității. Astăzi vorbim despre acest personaj remarcabil din istoria modernă a Indiei. Este vorba despre Mahatma Gandhi, o viață legendară. Este vorba despre un volum biografic, deci despre o biografie scrisă de scriitorul francez Romain Rolland, în care vorbește despre viața lui Mahatma Gandhi. Alături de noi astăzi, Luisa Neag, coordonator al colecției Autobiografia și senior editor al editurii Herald. În acest volum biografic, așa cum spuneam mai devreme, Romain Rolland aduce un tribut imaginii și luptei lui Mahatma Gandhi, omul care a renunțat la o carieră bănoasă în avocatură, va ajunge să mobilizeze numeroasa populație a Indiei împotriva xenofobiei și a nedreptăților săvârșite de Imperiul Britanic. Luisa, aș vrea să te întreb, pentru că anul trecut noi am avut mai multe evenimente în care l-am celebrat pe Mahatma Gandhi, atât evenimente culturale, în spații neconvenționale, la care au venit foarte mulți din cititorii editurii Herald, dar și emisiuni radio sau TV în care am vorbit despre personalitatea lui Mahatma Gandhi. Aceeași întrebare pe care eu de altfel ți-am mai adresat-o în contextul altor autobiografii. Cum și-a găsit, să spunem, această carte, volumul biografic al lui Romain Rolland, locul în colecția Autobiografia, și de ce este atât de importantă personalitatea lui Mahatma Gandhi pentru, nu doar pentru istoria modernă a Indiei, pentru că prin politicile sale el nu a influențat doar demersurile și cursul istoric al Indiei moderne, dar a schimbat cumva și gândirea și mentalitatea oamenilor în întreaga lume. Mulțumesc, Sorin, pentru întrebare, mulțumesc pentru invitație, bun găsit tuturor din nou. Este, într-adevăr, e vorba despre o biografie și nu o autobiografie de data aceasta. Autobiografia lui Mahatma Gandhi are un număr mult mai mare de pagini. Aceasta a fost o soluție editorială pe care am găsit-o noi oportună și foarte frumoasă. Da, se spune despre Mahatma Gandhi că este părintele independenței indiene și, de asemenea, el a fost propus pentru a fost propus pentru a câștiga premiul Nobel pentru pace de vreo 5 ori și cu toate acestea el nu a câștigat premiul Nobel pentru pace, deși ar fi meritat cu prisosință. În anul în care el a fost asasinat, chiar în acel an ar fi trebuit să primească premiul Nobel pentru pace, datorită faptului că, sau din cauza faptului că a fost asasinat în acel an, nu a fost decernat premiul Nobel pentru pace nimănui. Și în 1989, când Dalai Lama a primit premiul Nobel pentru pace, s-a spus că este un tribut în memoria lui Mahatma Gandhi, pentru că Dalai Lama, cu
cumva a folosit, a respectat cam aceleași principii ca și Mahatma Gandhi. Însă, Romain Rolland, cel care a scris această biografie, care apare la noi în colecție, a primit premiul Nobel pentru literatură înainte să scrie biografia lui... 1912, da. 1916 a primit, iar autobiografia lui Mahatma Gandhi a fost publicată în 1923. Romain Rolland a primit premiul Nobel pentru literatură după ce, mă rog, după publicarea romanului lui 10 volume, Jean-Christophe, care a primit și acela marele premiu al Academiei franceze. El a mai scris și alte biografii ale unor oameni celebri, viața lui Beethoven, a lui Michelangelo, Handel, Tolstoi și chiar motivația jurului Nobel pentru care i-a fost acordat acest premiu este ca un omagiu adus înaltului idealism al creației lui literare și dragostei de adevăr cu care a descris diferite tipuri umane. Așadar, Romain Rolland primește premiul Nobel pentru literatură în 1916 și donează acest, deci banii primiți, o sumă considerabilă, o donează pentru Crucea Roșie. El era cunoscut ca pacifist, era împotriva războiului, susținea non-violența și susținea principiile pe care le susținea și Mahatma Gandhi. Era cumva consternat că munca, eforturile lui Gandhi în Africa de Sud, despre care o să vorbim imediat, nu ajunseseră încă la interesul opiniei publice europene, la adevărata lor valoare. Așadar, să vorbim deci puțin despre Gandhi. În această biografie, Romain Rolland pune accent pe o anumită perioadă și pe o anumită etapă din lupta lui Gandhi. În momentul în care apare această biografie, Gandhi chiar este în închisoare, iar lupta lui până la, mă rog, dobândirea independenței Indiei mai durează încă vreo 20 de ani. Deci această biografie nu este povestea vieții, cum ar veni. Deci Romain Rolland este impresionat de această personalitate extraordinară și scrie această lucrare pentru a... iarăși este motivul principal al care străbate ca un fir roșu întreaga colecție autobiografia. Ce se află în spatele acestei biografii sau autobiografii? Care este scopul pentru care a fost scrisă această lucrare, această poveste? În cazul acesta, cumva, Romain Rolland face un demers, dacă putem să-i spunem așa, jurnalistic, pentru că pe vremea aceea, bineînțeles, de mare amploare, de amploarea unei cărți. Pe vremea aceea, știrile circulau altfel decât circulă acum. El fiind un scriitor care era foarte respectat și deja deținea la activ două premii grele, premiul Nobel și premiul Academiei franceze. Și atunci opera lui era primită cu foarte mult interes, cu foarte mult entuziasm și atunci cauza pe care o susținea Mahatma Gandhi prin acest demers putea să ajungă la urechile, la știrea cât mai multor oameni. Povestea lui Gandhi începe în Africa de Sud, atunci începe lupta lui și atunci își arată, ca să zicem așa, adevărata față. Gandhi provine dintr-o familie foarte bună. Tatălui, bunicului fuseseră prim-ministri, el a fost foarte bine educat, chiar a fost educat la Londra și deci a devenit avocat și întors din Occident înapoi în India, primește, mă rog, acest post în Africa de Sud ca avocat, unde se trezește dintr-o dată, de unde, deci el, ok, era indian, s-a dus în
Anglia, a studiat, acolo nu a fost deloc, mă rog, sau într-o anumită măsură suportabilă, ca să zicem așa. Totuși, în Europa te puteai face apreciat prin valoarea ta personală. Nu era așa de grav faptul că ești un indian, să zicem. În Africa de Sud, însă, lucrurile stăteau cu totul altfel. Acolo s-a trezit dintr-o dată, făcând parte dintr-o categorie de oameni ostracizați, persecutați, nu avea voie să meargă pe același trotuar cu persoanele albe, nu avea voie să se cazeze într-un hotel în care... Deci era, totuși făcea parte dintr-o anumită pătură socială superioară și dintr-o dată trebuia să suporte niște umilințe consternante. În fine, în primul an, să zicem că rămâne acolo pentru că avea contract. Și, dar în momentul în care se termină contractul și el chiar vrea să se întoarcă în India, în Africa de Sud se dă o lege, mă rog, în care sunt încălcate și mai mult drepturile concetățenilor lui și în acel moment el se hotărăște și intră în această luptă. Toată această poveste este descrisă foarte frumos în cartea pe care vă recomandăm cu drag, n-are rost să povestim noi acum. Ce este remarcabil este faptul că acest om a reușit, practicând valorile practic universale ale tuturor religiilor și spiritualităților de pe planeta noastră, să obțină niște drepturi, în primul rând, în primii 20 de ani în care a luptat în Africa de Sud, să obțină drepturi pentru concetățenii săi și apoi reîntors în India să obțină independența Indiei. Până la urmă, ca să ajungi la asemenea rezultate, trebuie să renunți, practic, la individualitatea ta și asta este zguduitor în ceea ce privește personalitatea lui Mahatma Gandhi, pentru că... Am putea spune că Mahatma Gandhi și-a sacrificat cumva, să spunem, viața și s-a devotat. Nu, chiar și-a sacrificat-o, nu cumva. Și cu foarte mult devotament și-a dedicat întreaga viață și toată energia și toată puterea lui și-a dedicat-o țelurilor, valorilor și principiilor de viață pe care el le-a avut. De altfel, am putea spune că și moartea lui de aici cumva se trage, vorbind despre acel fanatic religios, faptul că el are un concept, se numește Satya, când vorbește despre non-violență, când vorbește despre... Satya este adevărul, de fapt. De fapt, el spune așa că mi-aș sacrifica, la un moment dat spune că aș sacrifica oricând libertatea pentru adevăr. Și dovedește acest lucru prin fapte, în sensul că el a fost închis de foarte multe ori și a renunțat, practic. De exemplu, în momentul în care, ok, el era un avocat foarte bine plătit, provenea dintr-o familie foarte stărită, mă rog, chiar cu tradiție, și în momentul în care a descoperit că în profesia lui nu poate să practice adevărul așa cum îl considera el și că cum e nevoie îl credea, să facă niște compromisuri. Exact, renunță. Deci renunță, de exemplu, în momentul în care dorește să lupte pentru binele semenilor săi care sunt de condiție inferioară și care, de exemplu, niciun caz nu s-ar fi îmbrăcat cu haine occidentale și, de asemenea, deoarece aceste straie occidentale reprezentau decadența și modul de gândire occidental care le făcea atât de rău concetățenilor săi, atunci a renunțat la acest mod de a se îmbrăca și a început să se îmbrace în veșmintele tradiționale ale poporului său. Apoi... Și el chiar își croia singur hainele. Da.
El dovedește de multe ori că este, deci, forța idealului său este mai presus decât instinctul de conservare. Se știe că el a făcut de multe ori greva foamei, nu pentru ca să-și apere propriile lui interese și idealuri, ci interesele și idealurile unei mase mari de oameni. De asemenea, pentru că nu era de acord cu faptul că, mă rog, existau acei paria care au în afara oricărui sistem de caste, el chiar a adoptat o fetiță paria și el fiind din cea mai înaltă categorie socială. Deci, prin absolut tot ce a făcut, a dovedit că chiar îmbrățișează aceste principii. Acum, bineînțeles că prețul pe care l-a plătit este pe măsură. Sigur, poate că nu este la îndemâna oricui să respecte fără niciun fel de compromis adevărul și non-violența și toate principiile pe care le-a respectat Mahatma Gandhi, dar, de exemplu, la moartea lui au fost prezenți 2 milioane de indieni. Și este uluitor cum că există înregistrări cu el și vezi că este așa o mânuță de om, o ființă atât de firavă și cu toate acestea reușește să aibă un ecou atât de mare și să impresioneze, să influențeze atât de mulți oameni și ok că i-a influențat pe oamenii din vremea lui, dar uite că ne influențează încă și pe noi, pentru că chiar și Ramana Maharishi a fost întrebat despre Mahatma Gandhi și și-a exprimat admirația și prețuirea față de această ființă. Printr-un exercițiu de imaginație, cred că dacă într-un interviu, să spunem, în timpul vieții sau spre sfârșitul vieții, Mahatma Gandhi ar fi fost întrebat de un reporter dacă ar precupeți vreun efort sau dacă ar fi dispus să-și sacrifice viața pentru idealurile, pentru drepturile compatrioților, semenilor, pentru tot ceea ce promova el, valorile și principiile sale de viață, cred că ar fi spus că n-aș precupeți niciun efort și cu mi-aș oferi viața pentru adevăr și pentru promovarea acestor libertăți, egalități, drepturi. Nu cred că ar fi spus asta. Cred că s-ar fi eschivat. Cred că ar fi spus, pentru că el nu era declarativ, nu-i plăcea să... Era un om al faptelor și nu-i plăcea să se... Bine, n-ar fi spus-o poate din modestie sau dintr-un soi de umilință, să spunem, dar eu cred că ar fi gândit-o. N-ar fi spus. Dar cred că ar fi gândit-o. Cred că ar fi pus-o pur și simplu în fapte. Exact. Deci, dragii noștri, astăzi am vorbit despre acest personaj remarcabil din istoria Indiei moderne, supranumit și Părintele Independenței Indiei, Mahatma Gandhi, O viață legendară, volumul biografic al lui Romain Rolland, publicat în colecția Autobiografia editurii Herald. O reeditare, aceasta este cea de-a doua ediție, o ediție aniversară, pentru că anul trecut, pe 2 octombrie, am aniversat 150 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi. O carte cu totul și cu totul remarcabilă, pe care atât eu cât și colega mea, Luisa Neag, vă recomandăm cu căldură. A fost alături de noi astăzi cu informații, ca de fiecare dată, la fel de utile, la fel de interesante, la fel de prețioase. A fost colega mea, Luisa Neag, coordonator al colecției Autobiografia și senior editor la editura Herald. Mulțumesc, Sorin. Cu același mesaj, îndemn, nu uitați de campania Autobiografii care te dezvoltă până pe 10 mai, accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, puteți să găsiți cărțile preferate din colecția Autobiografia cu o reducere de 40%. Noi în edițiile următoare vom reveni cu alte personalități din această colecție minunată, din colecția Autobiografia, Nikola Tesla, Mark Twain, Victor Hugo, Benjamin Franklin, nume mari, așa cum am mai spus de fiecare dată, mari personalități care au schimbat
istoria lumii, fața omenirii. Mulțumesc din suflet, Luiza, vă mai arăt încă o dată cartea, nu uitați de această minunată carte, Mahatma Gandhi, o viață legendară, volum biografic scris de Romain Rolland. Noi ne dăm întâlnire data viitoare, tot la pastila de lectură, promovând un alt titlu și o altă personalitate din colecția Autobiografia. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!